atât reprezentat domeniul remediu, brânci, minimul coerent. Pentru asta am considerat vectorul A format din două elemente și dorim să aflăm minimul care este intervale. De exemplu, dorim să aflăm minimul între elementele de pe pozițiile 7 și 9, care este 2, minimul de pe pozițiile 1, 7, 1 și de pe pozițiile 1, 9, care este de acum 1. O primă idee de rezolvare a acestui algoritm ar fi să parcurgem toate elementele între prima poziție și cea de-a doua, însă, pe un caz de cea mai mult radicată, complexitatea ar fi o de N or M, N prin numărul de interogări. O altă idee ar fi să folosim marburi de intervale, care ar simplifica foarte mult complexitatea. Pentru construcția arborului, complexitatea va fi O de N or N log N, iar pentru fiecare interogare va fi N log N. Complexitatea este numai una de spățiu caz, însă putem să îmbunătățim. Pentru aceasta vom folosi algoritmul remediu, care va obține pentru construcția unei matrici probabilitate de O de N și log N. Și fiecare interogare va face în timp constant. Rezultă N pentru cele între O. Pentru aceasta avem nevoie de o matrice D, de log de N linii și N coloane, în care prima linie de D0 va fi, de fapt, vectorul A, iar pentru celelalte elemente D, D, I și J va fi minimul între A de J, A de J plus 1, până la A de J plus 2 la I minus 1. Practic va reprezenta minimul începând cu poziția J a primelor 2 la I elemente. Să vedem cum va arăta matricea pentru vectorul A. Pentru D de 1, lungimea va fi de 2 elemente, ceea ce rezultă că D de 1, 1 va fi minim între primele 2 elemente, între 3 punct care este 3, minim între următoarele 2 elemente, 5, 1, 1, 1. D de 2 va reprezenta minimul pentru o lungime de 4 elemente, ceea ce rezultă că D de 2, 1 va fi minim între primele 4 elemente, următoarele 4 elemente și tot așa. Când nu vor fi 2 la I elemente, ne putem oferi construcția acestei matrici. Iar D de 3 va reprezenta minimul pentru 8 elemente. Observăm că fiecare interval poate fi împărțit în două jumătăți care avem în calculate de linii anterioare. Este minimul D de minus 1 și J, care corespunde primii jumătăți, și D de minus 1 J plus 2 la I plus 1, care corespunde J de la 9 jumătăți. Acum să vedem cum vom face interogările. Luăm un interval Y și dorim să aflăm minimul pe acesta. Va trebui să aflăm K maxim, astfel încât 2 la K să fie mai mic decât Y fără. Practic dorim să aflăm pe ce linie vom împărți intervalul. Intervalul XY vom avea minimul pe acesta, egal cu minimul primei părți, care este D de D de K și X, și cea de-a doua parte, D de K și Y fără 2 la K plus 1. Să vedem cum vom obține minimul pentru intervalul minimul. Obținem minimul pe intervalul 6, 9, avem K egal 1 și va fi minimul dintre D
de unu șase și T de unu opt. T de unu șase va corespunde elementelor 6 și 7, iar T de unu opt va corespunde elementelor 8 și 8. Astfel observăm că tot intervalul este dur și minimul va fi minimul dintre 3 și 2, care este 2. Pentru a, de exemplu, vom afla minimul între elementele de pe pozițiile 1 și 6, avem diferența 5, deci obține K egal cu 2, va fi minimul dintre D de 2 și 1 și D de 2 și 6 minus 4 cu 3. Acesta va corespunde elementelor 1, 2, 3 și 4, iar acesta va corespunde elementelor 3, 4, 5 și 6. Nu este nicio problemă dacă elementele vor fi cuprinse de mai multe, de vor fi cuprinse în ambele mulțimi, deoarece rezultatul nu va fi prezentat. Obținem minimul, între 1 și 2, care este 2. Pentru ultimul interval, o să am minimul între 1 și 9, obținem K egal cu 3 și va fi minimul între D de 3 și 1 și D de 3 și 9 minus 8 plus 1. Băi. Care va fi minimul de 1 și 1, care este de asemenea 1. D de 3, 1 va corespunde elementelor de la 1 până la 8, iar D de 3, 2 va corespunde elementelor de la 2 până la 9. Un dezavantaj al acestei algoritmi ar fi memoria suplimentară, însă timpul care este semnificativ și este foarte util. Una dintre aplicațiile acesteia este chiar algoritmul de atare cel mai apropiat strămoș comun.